Am ajuns la Brăila pe uscat și nu pe apă, așa cum bine-i stă călătorului ce se îndreaptă spre orașul Salcâmilor. O decizie foarte grea este aceea de a alege o destinație în care istoria cea mai pură se îmbină cu secretele cele mai întunecate. Cine nu a auzit de Terente, de tanti Elvira, de poveștile cu și despre cuțitarii Brăilei, despre pești la propriu și la figurat? Ei bine, acest municipiu din sud-estul României, reședința județului cu același nume, reprezintă mult mai mult decât atât. Orașul de pe malul stâng al Dunării mustește de istorie, așa cum balta Brăilei a fost și a rămas o bogăție fără seamăn în peisajul unic de aici. Despre Brăila se pot da cu siguranță informații numeroase și prețioase, însă noi vom încerca în două ediții de Viața fără fard să facem o sinteză a părții luminoase, dar și a celei pline de mister și nebuloasă. Credem că începem demersul nostru cu dreptul dacă vorbim, în primul rând, despre însemnătatea Marelui Port Dunărean, iar când vorbim despre un port nu putem ignora tot ce înseamnă apă sau conexiune cu apă. Gara fluvială este poate simbolul cheie în scurta noastră introducere și, după cum o să vedeți în continuare, reportajul acesta se va încheia ciclic de unde a pornit.